Primarul Comunei Sălășene Vârșol, Spreda Loioș, a anunțat că la nivel local a început o campanie de reabilitare a drumurilor care permit acces la zonele agricole. Primarul Breda Laioș a explicat că vizate sunt în special drumurile care permit accesul la terenurile agricole existente pe raza comunei, dar și străzi de acces în puncte de interes, inclusiv în turism. Breda Laioș a adăugat că resursele locale sunt limitate, situație în care s-a apelat și de această dată la fondurile europene, principala sursă de finanțare pentru majoritatea primăriilor. Breda Laioș a adăugat că investițiile vin după ce au fost reabilitate și modernizate grădinile, dar și căminul cultural din localitate, care a beneficiat de lucrări de reabilitare și modernizare la ultimele standarde.